Bun găsit la o ediție specială și sunt absolut sigur de colecție. Este România pregătită pentru a sărbători la parametri normali centenarul Marii Uniri, una dintre temele noastre principale de astăzi. Dar căutăm răspunsuri și la ce ar putea însemna centenarul pentru fiecare dintre noi în parte, cum ne facem lecțiile, personal și la nivel de țară în acest sens. Dar nu avem cum să trecem cu vederea dezinformările unora și bagiocura altora față de momentul centenarului. Acestea și multe altele astăzi, alături de doi mari istorici ai României, academicianul profesor dr. Ioan Aurel Pop, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și domnul profesor universitar dr. Ioan Bolovan, prorectorul Universității Babeș-Bolyai. Bună ziua, domnilor profesori, bine ați revenit în platoul TVR Cluj. Bine v-am găsit. Ziua, bine v-am regăsit. Cu permisiunea dumneavoastră, aș începe foarte abrupt cu acea întrebare. Suntem noi pregătiți la parametri cât de cât normali pentru a sărbători centenarul Marii Uniri, domnule academician? Nu suntem pregătiți chiar așa cum s-ar cuveni, dar în mare măsură, în sufletele noastre, la nivelul unor instituții mai mult locale decât centrale, cred că suntem. Care ar fi încă acele puncte care musai ar trebui să le mai bifăm până la momentul 1 decembrie 2018? Centenarul acesta se cuvine să fie o sărbătoare. Și se cuvine să fie o sărbătoare a tuturor și se cuvine să se înțeleagă că el nu este îndreptat împotriva cuiva sau împotriva unei comunități sau împotriva altor valori, ci se cuvine să fie o sărbătoare a unei națiuni, așa cum toate națiunile au sărbătorile lor. Și atunci, probabil că pentru momentele culminante ale acestui an, care ar trebui să fie sigur grupate în jurul datei de 27 martie când s-a unit Basarabia, sfârșitul lunii noiembrie, nu, 28 noiembrie când s-a unit Bucovina și 1 decembrie când s-a unit Transilvania cu părțile vestice, aceste momente ar fi trebuit într-un fel coordonate la nivel central, pentru că vor fi anumite manifestări care sunt efigia națiunii române și asta simțim, că nu există un fel de capăt, un fel de început și sfârșit de care cumva să ne legăm cei din teritoriu. Capitale ale Unirii, capitale ale Marii Uniri, care ar trebui să fie multe legate între ele, exact, la momentul respectiv. Capitale sunt multe în Transilvania pe care unii nu le realizează, nu le conștientizează, de pildă. Nu mă refer la Alba Iulia. Toată lumea știe că a fost o mare adunare la Alba Iulia la 1 decembrie și s-a făcut acea rezoluție interesantă, importantă și comentată. Dar capitale au fost și Oradea, și Aradul, și Clujul, și Sibiul, Timișoara. În fiecare din aceste orașe au avut loc activități, acțiuni. Eu sunt convins că în toate se vor organiza acțiuni, dar riscăm să le suprapunem, riscăm să nu putem participa acolo unde ne-ar trage sufletul, pentru că din obligație trebuie să mergem în altă parte și pentru asta, în momentul culminant care este acest an, ar fi trebuit o anumită organizare, o anumit, în Ardeal se zice, rânduială. Adică asta lipsește, dar probabil că se va vedea, să sperăm că se va vedea. Domnule profesor, până la această rânduială despre care pomenea domnul academician, ce mai avem de făcut? Prin prisma a tot ce cunoașteți dumneavoastră și v-ați dori, ca și, în primul rând, ca și cetățean al acestei țări. Mi-aș dori ca România să se pregătească mai abitir pentru acest moment. Când spun România, mă refer la autorități, în special autoritățile centrale de la București, dar și la autoritățile locale din unele... Văd că ați punctat și dumneavoastră, ca și domnul profesor, cu administrația centrală. Așa este. Așa este, pentru că în decurs de un an și jumătate de când s-a înființat departamentul centenar, acesta a avut în frunte vreo 4 oameni. A cunoscut 3 organizări, de la o entitate în subordinea directă a primului ministru la a fi topit la Ministerul Culturii. Acolo s-a reorganizat, s-au numit, s-au schimbat în sfârșit. Deci nu pot să nu am această senzație că România încă trebuie să se grăbească și stabilitatea politică este un factor fundamental pentru această stabilitate. Pentru că și pe plan local, dacă urmărim dezbaterile din presă, venim fiecare din diverse
regiuni ale României, observăm că unele orgolii, unele rivalități politice dinamitează proiecte importante, cum ar fi, nu numesc orașul, dar se știe foarte bine, unul dintre orașele mari ale României din Transilvania, cu un rol major în pregătirea Unirii, statuia, monumentul care s-a pregătit de câțiva ani, este gata, zace, pentru că nu s-a găsit un amplasament adecvat ca urmare acestor rivalități și orgolii între oamenii politici locali. Hai să le spunem pe șleau. E vorba de Arad. Este orașul de care mă leagă începuturile mele formării profesionale, că sunt arădean și constat cu regret... Ce vă explicați, domnule profesor? Nu mi-explic. Eu constat deocamdată. Mai târziu... O inerție care e un reflex negativ care mai persistă, domnule academician? Cum stăm cu aceste reflexe? Da, avem niște reflexe păcătoase care ne vin și din istorie și care au fost cultivate și în timpul regimului comunist. Și probabil e mai bine așa pentru unii decât să vină cu inițiativa. Asta nu înseamnă că românii n-au știut de-a lungul timpului să se mobilizeze și să se unească în momente fundamentale. De aceea am reușit să facem această țară atunci când germanii și italienii își făceau și ei propriile state naționale, că noi ne-am încadrat într-un proces european și acest lucru trebuie mereu subliniat. Eu nu subliniez niciodată unicitatea noastră, pentru că noi avem niște caracteristici ca popor, altfel nu ne-am numit poporul român și țara nu s-ar chema România, dar de cele mai multe ori, mai ales de la renaștere încoace, ne-am încadrat în mișcări de idei europene. Și construcția asta care se numește statul național, eu pun cuvântul construcție între ghilimele, se folosește uneori într-un sens nepotrivit, este o realitate care a venit pe fundalul celor mai progresiste idei care puteau funcționa în secolele al XVIII-lea și mai ales al XIX-lea. Și atunci nu ne rămâne decât să ne comparăm cu alții, să vedem ce au făcut și ei și să constatăm că în linii mari, în momente fundamentale, am știut să pulsăm în ritmurile continentului. Altminteri, n-am fi astăzi parte a Uniunii Europene, a unui club, al unor țări care tind, doresc, nu știu dacă și reușesc, vedeți că astea sunt discuții care le putem purta, mai mult discuții politice decât istorice, dar tind spre un concert al acestui continent. Încearcă, ca o orchestră care se formează treptat, să cânte pe aceeași voce. Știți la ce mă gândeam acum ascultându-vă, domnule profesor? Că există aceste lupte, aceste sincope interne vis-a-vis de acest moment foarte important, adică centenarul Marii Uniri, dar sincopele acestea interne, domnilor profesori, sunt cumva pregătite, nu în toate cazurile, nu în toate situațiile, dar în niște situații foarte precise și din afară. Adică mai vin, știți, ca aceste valuri care mai apar și pare să că în ultima perioadă tot mai accentuat apar unele valuri, unele contestații, contestări, unele dezinformări și am citit un material foarte interesant marca Ioan Aurel Pop în revista Orașul, exact pe tematica aceasta cu dezinformările și Marea Unire. Domnule profesor Bolovan, cum stăm cu aceste sincope dezinformări? Pentru că după aceea domnul academician în mod sigur va dezvolta și mai mult capitolul acesta cu dezinformarea. Sigur că românii au arătat că pot să depășească în momente excepționale unele sincope, unele defazări, desincronizări față de mersul ideilor, de mersul evenimentelor în Europa sau în lume, dar în același timp au demonstrat și capacitatea de a impresiona pe ceilalți, punându-i în fața faptului împlinit bunoară că suntem în preajma unei alte sărbători importante, o sărbătoare națională și a 24 ianuarie, Unirea Mică, ne mai despar câteva zile de 24 ianuarie, ceea ce s-a întâmplat la 24 ianuarie în Moldova și țara românească a fost un lucru extraordinar, pentru că niște lideri politici pe care am avut responsabili și la Iași și la București au știut să ardă niște etape, au știut să profite de imperfecțiunea unor
convenții și aranjamente internaționale făcute de marile puteri, făcute de alții, și să pună Europa în fața faptului împlinit. La fel s-a întâmplat și în 1918. Dacă stăm să rememorăm puțin evenimentele din toamna lui 18, vom considera din nou o asemenea acțiune dezvoltă, responsabilă și în premieră a românilor. În 12 octombrie la Oradea, câțiva lideri politici români din conducerea Partidului Național Român au redactat o declarație de independență. Suntem cu o lună înainte de sfârșitul războiului. Sigur că monarhia austro-ungară, ca și Germania, era în defensivă. Era previzibil cândva că puterile centrale vor sucomba și Antanta va câștiga. Dar acești lideri politici au redactat acest text vizionar, inspirându-se din ceea ce venea din ideologia, din principiile profesorul Ioan Aurel Pop, domnul academician, l-a menționat pe Woodrow Wilson, pe președintele Statelor Unite, din cele 14 puncte wilsoniene, și au reușit să pună Parlamentul de la Budapesta în fața faptului împlinit. În 18 octombrie, românii din Transilvania au proclamat independența lor. Deci aceste sincope, uneori, printr-o mobilizare exemplară, care este greu de explicat și de prevăzut, când se va mai putea întâmpla o asemenea mobilizare, iar valurile de care spuneți, valurile, iată, a fost un asemenea val ideologic care a pornit după 8 ianuarie 1918 prin cele 14 puncte wilsoniene. A fost un val pozitiv, pentru că românii, liderii politici, ai românilor transilvaneni cel puțin, au știut să adapteze aceste principii, să le preia și să le folosească, să le argumenteze într-o manieră proprie, specifică realităților din Transilvania. Sunt și alte valuri, e adevărat, de dezinformări, sunt valuri de... Și eu vorbesc despre valurile tot mai actuale, mai reci, actualitate și mai tăioase. Domnule, da, e adevărat. Acum, arhitectura asta a Europei, care s-a trasat de către popoare, în primul rând, la sfârșitul primului război mondial, și care a fost doar validată, recunoscută de către Conferința Păcii, este o arhitectură care i-a bucurat pe foarte mulți, dar i-a și întristat pe alții, pentru că nu există un proces istoric care să aibă numai... În toate rândurile, exact, cam așa se întâmplă. Să aibă numai câștigători. Dar această arhitectură este una stabilă. Iar sincopele de care spuneți și valurile care vin, ele se bazează și pe multă ignoranță. Eu mereu combat ideea de educație pe sărite, cum se face acum. E nevoie de o educație în școală. Ați pomenit acum și de Ziua Culturii Naționale în aula Academiei. Am pomenit. Exact această temă. Exact. Pentru că mintea omenească, nu încetez să spun acest lucru, până în momentul de față e cel mai bun computer. Și dacă acest computer îl părăsim în favoarea mașinilor făcute de noi, oamenii, riscăm o catastrofă. Și poate că ne și trădează mașinile. Exact. Acelea. Și trebuie să ne folosim această minte. Și ca să luăm decizii inteligente, trebuie să avem un bagaj de cunoștințe interne, al nostru, al fiecăruia, ca să putem decide ce este val, ce este întâmplare, ce este amenințare, ce vine întâmplător ca să ne încerce, să ne ispitească. Un om cult trebuie să aibă în minte termeni de comparație, iar termenii de comparație se bazează și pe cunoștințe. Eu, dacă știu că, de pildă, în secolul XIX și până la începutul secolului XX, am avut un secol al națiunilor sau al naționalităților în toată Europa, și dacă știm că atunci s-au făurit, s-au dezvoltat statele numite naționale pentru acele națiuni care nu reușiseră mai repede să o facă. Franța a fost o excepție, că știți că ea de la finele evului mediu s-a constituit ca o națiune cumva premodernă și a reușit să dea un exemplu, un model pentru Europa. Dar dacă mă gândesc la vecini, dacă mă gândesc la faptul că Polonia a fost ștearsă de pe harta Europei, țările baltice, cehii și slovacii și toți ceilalți care trăiau în anumite state multinaționale, imperii să le zicem, și că experiența aceasta imperială, care va fi avut un rol pozitiv cândva, că tindea să unească particularismele din evul mediu, dacă această experiență devenise falită, caducă, istoria, știți, vine cu noutăți, își repudiază anumite aspecte decrepite, învechite, rele. Și atunci, dacă ținem seama că au fost mai multe popoare care au făcut acest lucru și dacă știm să comparăm, zilele trecute auzeam pe cineva care spunea că România este o țară norocoasă pentru că a rezistat
după primul război mondial, când altele toate au fost distruse. Nu e adevărat. Ceea ce s-a hotărât la conferința păcii, ceea ce s-a recunoscut la conferința păcii, pentru că au hotărât popoarele, iar cele 14 puncte wilsoniene n-au fost date fiindcă românii aveau trecere la Casa Albă sau polonezii sau alții, au fost date pentru că aceasta era situația obiectivă a Europei care trebuia cumva statuată. Dacă știm aceste lucruri, riscăm să nu cădem în capcanele dezinformării. Repet, uitați-vă la popoarele care au fost cândva popoare, să le spunem între ghilimele, imperiale. Am avut un răsărit, Imperiul Țarilor, nu? Care s-a transformat în Imperiul Roșu după aceea și care n-a pierdut niciodată ideea aceasta imperială. Am avut în sud Imperiul Otoman. Am avut în centrul Europei Imperiul German. Am avut mai aproape de noi Imperiul Habsburgic, care a rămas Habsburgic până la capăt, dar ultima etapă se cheamă Austro-Ungar, dar tot Habsburgii erau în frunte. Firește că toate aceste realități destrămându-se au creat și anumite nostalgii. Și literatura le-a cultivat totdeauna după și le ce... mai cultivă. Și le cultivă și azi. Totdeauna după ce trece un lucru rău, apar nostalgiile. Eu dau exemplu studenților mei câteodată armata. Ei nu mai fac armata astăzi și e bine că nu mai fac armata, că trebuie să ne concentrăm energiile spre pace, nu spre război. Dar din armată, memoria individuală repudiază, respinge amintirile proaste și după ce trec 10, 15, 20 de ani de la armată, ne amintim lucrurile nostalgice, lucrurile care erau bune, care ne legau. E, astăzi se încearcă uneori reînvierea sub diferite pretexte, dar repet, din secolul... Dar care ar fi miza, domnule profesor, cu această reînviere? Miza este a politicienilor, pentru că eu mereu spun că, din experiență, când în comunitățile care trăiesc pașnic și în multe locuri, în majoritatea Europei, sunt diferite comunități care conviețuiesc. În comunitățile care trăiesc pașnic intervine politica, iar politica pentru mine înseamnă lupta pentru putere. Când intervine un asemenea factor, factorul acesta, dacă nu-i bine consolidat, că nu putem trăi fără politică, devine un factor destructiv, devine un factor perturbator. Și liderii politici, ca să-și facă propriul lor joc și propriul capital politic, când e liniștea mai bună și concordia mai mare, intervin cu un ghim pe aici, cu o observație dincolo și repet, dacă nu există pregătire mentală prin care educație, prin un bulgar, exact, și se poate rostogoli și sunt destui creduli care influențează. N-am cum să nu duc discuția către, mă și leg un pic de ultimele gânduri ale dumneavoastră, domnule academician, la faptul că, uitați, acum o săptămână maxim, ca să venim chiar în actualitate, am primit un script al unei emisiuni de televiziune difuzată în Ungaria, emisiune în care au participat doar jurnaliști. Era un clubul ziariștilor, clubul jurnaliștilor. La un moment dat, unul dintre jurnaliști, am citit și am recitit scriptul, că nu mi-a venit să cred, spune așa, aproximativ, citesc din memorie, foarte bine că au ajuns românii până la prima sută, a doua sută nu o să mai celebreze în modul acesta. Cred că aici, cu asta, am spus foarte multe. Deci foarte bine că românii au ajuns la prima sută, adică la primul centenar, așa cum apare și la noi pe, pe flash-uri și pe generice, dar nu o să mai aibă ocazia ca să serveze în aceeași compoziție, hai să-i spun așa, cel de-al doilea. Probabil că n-au făcut precizări, dar eu nu văd niciun motiv pentru a face o asemenea afirmație decât dacă nu o faci la o cafea cu un prieten pentru că trăiești o nostalgie. Sunteți foarte, foarte diplomat, domnule academician, dar mie mi se pare destul de periculoasă treaba aceasta. Auziți, să vă spun un lucru. România, conform recensămintelor din ultima vreme, are circa 90% etnici români. Iar o parte dintre cei care nu sunt etnici români, ați verificat și dumneavoastră, ați verificat și noi, sunt mulțumiți că trăiesc în România, o mare parte. Și își fac, datoria este de cetățeni ai acestui stat. Dacă România n-ar avea această bază etnică, v-am spus, dacă România se numește România, se numește din acest motiv. Dacă Ungaria se cheamă Ungaria, se cheamă pentru că marea majoritate a cetățenilor sunt etnici maghiari. Dacă Cehia se cheamă Cehia, se cheamă tot așa. Și atunci,
Nu văd de ce să facem scenarii și comparații, că Europa, uite, că s-a modificat, că și Crimea era în Ucraina așa cum nu mai este, sau Kosovo era acolo. Astea sunt figuri de stil, iertați-mă, comparații bune de făcut între prieteni, între colegi, modificarea acestei arhitecturi. Dar vorba dumneavoastră, stând la o cafeluță. Da, exact. Dar nu pe un post de televiziune. Dar, repet, când îl faci pe un post de televiziune, într-o discuție între jurnaliști și mizezi pe faptul că se uită multă lume care are pregătirea necesară pentru a recepta asemenea mesaje, poți să creezi o psihoză. Poți să-i fac pe unii să creadă. Și poți să-i fac să recurgă și la anumite acte mai puțin ortodoxe, mai necugetate. Probabil că se mizează și pe chestia asta. Doreați să interveniți, domnule profesor. Da, eu cred că, apropo de această discuție a jurnaliștilor din Ungaria... Eu am dat acum un exemplu. Da. Poate că i-au avut în vedere și faptul că la al doilea centenar geopolitica acestui spațiu va arăta puțin diferit, în sensul că în următoarele decenii Republica Moldova ar putea să intre în Uniunea Europeană, poate și Ucraina în părțile care vor rămâne, pentru că ea este tot mai contestată teritorial, părțile estice, cel puțin de către Rusia, și nu mai este nicio noutate că Rusia n-a renunțat la a-și impune o influență efectivă teritorială în zona Donbass, în teritoriile estice ale Ucrainei de astăzi. Și într-o sută de ani se poate întâmpla ca părți mari din Ucraina, alături de Moldova, cine știe ce alte spații geografice din statutul politic. Își vor schimba statutul, vor fi integrate în ceea ce se va numi o Uniune Europeană reformată. Și atunci vom sărbători într-adevăr împreună, pentru că nemai existând granițe, poate că al doilea centenar îl vom face mai aproape, nu numai sufletește, ci și administrativ, că nu va mai trebui să ne oprim la granițe, să mergem spre Cernăuz sau spre Chișinău, fără să ne oprească un vameș de o parte sau de alta a prutului. Poate că și așa s-au poate gândit. Poate că la asta s-au referit. Mie nu mi s-a părut așa. Dar sigur, haide să punem partea... Probabil și în subtext. Nu știu de ce. Da. E o deformare din asta profesională. Să punem partea plină a paharului, că de mult prea multe ori ne uităm numai la partea goală. Însă m-aș lega și de ceea ce spunea domnul rector puțin mai devreme despre pregătirea mentală a noastră, despre dezinformări. Mă gândesc și fac o comparație cu ce a fost acest spațiu al nostru, al Transilvania, cu 200 de ani numai. Mă gândesc la iluștri reprezentanții școlii ardelene, care au publicat cărți intitulate Cărți de învățătură pentru surparea superstițiilor, pentru învățarea norodului. Aș face o comparație forțată cu societatea de astăzi. Există cărți, există universități, există un sistem de învățământ evident incomparabil cu ce a fost acum 200 de ani. Dar aș zice că este nevoie de nu cărți, ci de noi metode, mijloace sau de o regândire a modului în care se face educația în România pentru a surpa aceste superstiții, pentru înfrângerea, ghidimele folosind limbajul de acum 200 de ani, pentru înfrângerea acestor dezinformări pe care mare parte a contemporanilor noștri și mai ales generațiile mai tinere le au ca urmare a unei insuficiente petreceri a timpului în biblioteci, în lecturi profunde și de cultură generală, exact, și pe domeniile... Domnul academician, cu această superficialitate, exact, adică cu folosirea altor mijloace decât cele tradiționale, clasice, care deocamdată nu sunt surclasate. Așa este. Nici cum. Ce mai facem cu tinerii, domnule profesor? Pentru că aș dori să revenim un pic la discursul dumneavoastră de la Academia Română, unde ați avut o pledoarie pentru tinerii noștri de astăzi, pentru cultura acestor tineri. E adevărat, pledoaria este riscantă de multe ori și am mai avut odată această pledoarie și am fost acuzat că sunt împotriva digitalizării și împotriva Facebook-ului și împotriva... Ba, cineva mi-a sunteți? Spus, vă întreb și eu acum. Doamne ferește! Nu sunteți. Eu sunt absolut convins că fără instrumentele făcute de mintea omului, că toate sunt făcute de mintea omului, la bază sunt pe care le oamenii. Folosim astăzi și de care unii suntem chiar dependenți, n-am mai putea trăi. E vorba de iPhone-uri, laptop-uri, e vorba despre tablete, despre tot ce ne înconjoară, e-mail-uri, Twitter, Facebook, nu se poate altminteri astăzi. Cu o condiție, să nu ne lăsăm dominați, pentru că dacă uităm că ele sunt mijloace,
atunci devenim noi înșine instrumentele propriilor instrumente. Și asta este o dezumanizare. Blaise Pascal spunea că omul este o trestie gânditoare. Calitatea de trestie nu prea putem, între ghilimele calitate, nu prea putem decide noi oamenii, că noi suntem în mâinile sorții și în mâinile divinității. Dar calitatea de gânditoare, dacă o înlocuim cu trestie căutătoare numai, pentru că vă dau un exemplu, în urmă cu 30 de ani sau 40 de ani, când întrebai un elev de liceu ce este iluminismul, nu se putea să nu-ți spună cu cuvintele lui ce este iluminismul. Azi, dacă n-ai un instrument lângă tine să cauți, habar n-ai. Sau aproape habar. Sau poți să spui că iluminismul e în secolul 13. Deci ignoranța este un mare păcat și ne pândește pe toți. Și eu pledez. Cum poate fi contracarată aceasta? Poate fi contracarată printr-o educație bine gândită și bine făcută. O educație școlară care să țină, în primul rând, eu vă amintiți că am vorbit de analfabetismul funcțional, care înseamnă că citești, dar nu știi să explici ce citești. Să zicem, așa, o definiție... Un automatism. O definiție, da, cumva simplă. Dar ce ne facem cu analfabetismul propriu zis? Noi ca țară, și de aici vine rău, nu mai reușim să școlarizăm 95-98% din elevi. Și 98 e puțin. România a fost între primele țări, România înainte de unire, de Marea Unire, România secolului XIX, România lui Cuza, între primele țări care au declarat învățământul primar obligatoriu și gratuit, în 1864, prin reforma școlară. Și astăzi ne trezim că am ajuns la un grad de analfabetism datorită neșcolarizării. Fantastic. Deci noi nu reușim să învățăm pe copii literele și lectura mecanică. Nu mai există. Las deoparte faptul că unii nu mai știu să scrie de mână. Pentru că dacă știu să scrie repede la computer, e același lucru. Scrisul de mână e un fenomen istoric. Pe vremuri eram învățați că a apărut pe o treaptă de dezvoltare și va dispărea pe altă treaptă. Dar asta înseamnă să înveți literele, să ai în cap modul lor de armonizare. Pentru asta trebuie să faci școală. Noi nu mai reușim cu organismele statului român și instituțiile pe care le avem să școlarizăm copiii. Sunt localități rurale în care 20% din copiii de vârstă școlară nu se duc la școală. Ori asta nu e o treabă complicată, mă iertați, domnul Șebeș, asta este o treabă pe care trebuie să o facă administrația, obligând, da, oamenii, familiile, să respecte legea. Problema cât casa, domnule profesor. Așa este. Și ar mai fi încă ceva. Cred o tendință pe care o constat mergând deseori în școli, în învățământul preuniversitar, datorită inspecțiilor de grad pe care le facem sau altor acțiuni în comun cu colegii noștri din licee, din școlile generale. Foarte mulți se plâng de la directori, la simpli profesori care nu au atribuții administrative, că se confruntă cu tot mai mulți părinți care vin, de exemplu, chiar recent am intrat în posesia unei informații, un elev din clasa 1-a, 2-a a făcut la desen frunzele unei flori sau unui copac mov și învățătoarea i-a spus, dar știi, totuși verde este mai firesc, așa, natura... Și încercând să facă o educație ecologică, copilul poate mai sensibil s-a apucat să plângă de ce învățătoarea i-a spus că ar fi fost mai bine să fie frunzele copacului verzi, nu mov. A doua zi au venit părinții la școală, scandal, cerând sancțiuni împotriva cadrului didactic. Păi așa ceva nu se poate, să vină părinții să facă principiile după care să se facă educația, să se realizeze educația, actul de învățare, de instruire, de formare a conștiințelor. În situații vin părinții și elevii și alții și spun așa, am preluat, fără să știe, am preluat modele europene. Există așa ceva în această bătrână Europa? Adică să vină părintele francez al elevului de clasa a 4-a și să-l admonesteze pe profesor? Nu știu, mă întreb. În niciun caz, dacă i-am pune pe copii să facă în școală
curățenie, așa cum se întâmplă în Japonia. Ne tot minunăm când vedem miracolul japonez. Ei, în Japonia, elevii de la ciclu primar până la cel preuniversitar despre care am citit, își fac la locul în clasă, își fac curățenii ei înșiși, principiul autogospodărârii îi formează, îi responsabilizează pe elevi. Dacă am introduce astăzi așa ceva, ni s-ar spune bolșevici, comuniști, cine vor să revină la și dacă tot ați spus de Japonia, nu există fișa postului cu cele 8 ore de muncă pe zi. Știu că ați fost nu foarte de mult, ați fost și în Japonia. Cum vi s-a părut, domnule profesor? Și am rămas impresionat și de școală, pentru că am avut ocazia să vizitez nu numai universități, dar să mă lovesc de experiența japoneză. Bine, e altă lume, altă civilizație, altă mentalitate. Copii totuși grupați și conduși de învățători și de profesori vizitau muzee, vizitau obiective. Ei, să se facă aici. Ascultau vorba profesorului Bolovan. Exact, ar zice că am revenit la... Da. Ascultau cu atenție explicațiile, erau disciplinați și ordonați. Și revin la ideea de disciplină și de ordine, care nu trebuie exagerată, că nu trebuie să ajungem într-o societate totalitară. Dar din experiență istorică știm cu toții că o societate, o comunitate nu poate trăi fără reguli. Dacă se desfințează orice fel de reguli de conviețuire, regula de conviețuire elementară spune să nu faci altuia de lângă tine ceea ce ție nu-ți place. Vine Corect. Din precept biblic de demult. Și în Japonia am rămas impresionat de următorul lucru. În autobuz, cineva care stătea pe un scaun lângă geam s-a ridicat să coboare. Persoana care stătea spre interval s-a mutat lângă geam ca să faciliteze pe cel care vine de pe coridor să nu mai treacă prin față, la noi să știți cum s-ar să fi deranjeze. Domnule profesor, se ridica cel de lângă geam, se ducea la ușă, cobora, iar cel care nici măcar nu-i făcea loc ca să treacă și stătea cel de lângă el așa, până la cap de linie. Plus că în Japonia O altă chestiune de educație, apropo de discuția din școala românească cu telefoanele la școală. Da. În Japonia, în niciun loc public, nu la școală, nu se poate face convorbire individuală la telefon. În Japonia trebuie să te îndepărtezi de lume ca să poți o convorbire. În tren, în mijloacele de transport în comun nici din orașe. Nici acolo. Nicăieri. În tren mi s-a atras atenția să-mi pun telefonul pe silent și dacă vreau să vorbesc și e urgent, să ies pe interval unde nu era nimeni în apropiere. În România, în Europa în general, dar în România, afli viața privată, viața privată a fiecărui om, Corect. Cu voia sau fără voia. Așa ta este, afli ce a mâncat alaltă. Elevii în Japonia nu merg cu celularul la școală. Orice se întâmplă, că la noi se spune dacă se întâmplă o catastrofă și trebuie să comunic. Elevii în Japonia comunică profesorului și imediat se comunică părintelui dacă e vorba de urgență. Elevii în Japonia învață la școală. Am început ediția de astăzi cu câteva gânduri destul de sumbre ale dumneavoastră, în speță domnul profesor Bolovan la întrebarea vis-a-vis de cum suntem pregătiți, noi ca țară, noi ca indivizi, da, pentru marcarea acestui centenar. Domnilor profesori, în decursul ultimului an, hai să-i spunem, sau 6 luni de zile, ați fost întrebați de acele persoane care s-au tot schimbat pe la acel secretariat al centenarului. Ați fost vreodată întrebați, domnule academician Pop, dumneavoastră cum vedeți, domnul profesor Bolovan, totuși cum ar trebui să o, de unde să o luăm, până unde să o ducem? Ați fost întrebat, chestionat? Da, în urmă cu un an și ceva, când s-a înființat departamentul centenar, recunosc că am fost sunat de un coleg de acolo care m-a întrebat dacă aș fi de acord să fac parte alături de o serie de personalități, inclusiv domnul academician Ionel Pop, dintr-un consiliu științific care să coordoneze și să gireze activitățile care urmau să fie propuse spre acest departament centenar. Deci ca să faceți parte din acel consiliu de coordonare. Am înțeles. Recunosc că de la acea discuție la care mi-am dat acordul și m-am simțit onorat, evident, de invitația făcută, nu s-a mai întâmplat nimic. Mi se spusese atunci că urmează să se facă o hotărâre de guvern. Între timp a căzut un guvern,
au venit alții, nu s-a întâmplat nimic. Apoi, noi am trimis Universitatea Babeș-Bolyai vreo 7 proiecte, dacă nu mă înșel, acelui departament, Ministerului Culturii, Secretariatului General al Guvernului. Ni s-au cerut în urmă cu un an și ceva de la prefectură, de la minister, nu știu câte instituții ne-au solicitat să trimitem propuneri cu descrieri, cu bugete. Și bugetat. Singura instituție care ne-a răspuns la sfârșitul anului trecut a fost Ministerul Educației, care ne-a spus, da, am preluat, vom analiza și odată ce se va aproba bugetul pe 2018, vă vom comunica. Până astăzi nu ni s-a comunicat. Din păcate, nu știm ce proiecte au fost evaluate pozitiv. Deci nici măcar n-aveți o idee. Absolut. Dacă... Nu. Dar discuții am purtat, însă am rămas la nivelul discuțiilor. De aceea, Academia Română a făcut demersuri, Academia Română, și în fața mea, sigur că da. Pe puncte luat așa. Academia a făcut niște demersuri și a dat un comunicat în Academia 10 Română puncte. Academia Română și Centenarul Marii Uneri, da, în 10 puncte. Dar Academia Română a făcut lucruri concrete, să știți, chiar dacă a trecut prin momente grele, pentru că așa cum știți, la finele anului trecut s-a stins președintele Academiei, dar Academia este de peste 150 de ani în serviciul națiunii române și n-a uitat acest lucru. Vă dau un exemplu concret. Recent, Academia Română a încheiat un acord cu primăria Iași, în prezența primarului care a venit la București. Am văzut pe site-ul Academiei, da. Un acord între Academie ca instituție centrală, vorba aceea, instituția supremă de consacrare a valorilor, Iașiul e o capitală a Unirii. Așa este. Una de suflet. Iorga a zis, sunt români care n-au fost la Iași și n-ar trebui să fie. Și a avut dreptate. Acel acord prevede o colaborare strânsă între Academie și Primărie cu acțiunile care se vor face de nivel național în Iași și în București, dar mai ales în Iași, că Primăria Iași e deschisă. Cine a fost cu ideea? Primăria sau Academia? Eu cred că din cauza că un vicepreședinte al Academiei Istorică, ca și noi, profesorul academician Victor Spinei, e ieșan, el a fost puntea de legătură, dar și Academia a avut asemenea idee. În curând sperăm să se încheie un asemenea acord între Academia Română și Primăria Cluj. Am deja o confirmare că domnul primar și Consiliul Local se gândesc la acest lucru, pentru că Clujul e o altă capitală care va pulsa în acord cu binele națiunii spre binele Europei în acest an. Aveți deja idei pentru Cluj? Ce ar trebui să se avem întâmple? Niște idei pentru Cluj și, cum zicea domnul prorector, universitatea este unul dintre factorii importanți care coagulează asemenea acțiuni. După aceea, cele 6 universități de stat, știți că în Cluj alcătuiesc un consorțiu, așa este, Uniunea Universităților Clujene, și la nivelul acesta avem, și deja cu primăria și cu alte organisme din Cluj, noi avem în minte ceea ce trebuie să facem și sunt absolut convins că nu ne vom suprapune și nu ne vom contrazice. Problema este, repet, la nivelul acestui an, mai ales în momentul, adică în măsura în care se apropie momentul 1 decembrie 2018, vor trebui făcute câteva acțiuni concertate, în care să nu existe nici frustrări, să nu existe nici orgolii, să fie toate lucrurile puse în slujba națiunii. Foarte bine ce ați punctat, domnule profesor, dar nu știu cum... Și asta noi ne fiind lipsește. Oameni și oamenii conduc și oamenii gândesc și să vă dau un exemplu concret. Asta cu frustrările eu sunt cam convins, greu. Eu sunt convins că în ziua de 1 decembrie sau în preajma zilei va fi un mare spectacol, să spunem, la Ateneul Român. Sau poate că va fi în altă parte în București. Acest mare spectacol nu trebuie să se suprapună cu un mare spectacol la Iași sau la Cluj sau la Timișoara sau la Alba Iulia, ci acela care va fi unul singur. Noi riscăm să facem și multe și mărunte, știți? Da. De aceea vă spun de obicei se întâmplă. Sau dacă va situație. Fi un mare concert, sau dacă va fi o mare expoziție, arta grafică în serviciul națiunii, sau să zicem. Toate acestea trebuiau gândite din timp. De aceea ar fi fost bine ca acest departament centenar, sau cum s-ar fi numit el, și să aibă o existență continuă, să aibă un consiliu, într-adevăr, nu din foarte mulți, dar din oameni care se pricep un pic la treaba asta și să lucreze. În acest moment, el nu lucrează. Revenind la faptul că sunteți dascăli, în primul rând, domnule profesor Bolovan, revenind la studenți, la tineri, în afară de ce spunea domnul academician cu acele laptopuri, cu acele gadgeturi, cu tot ce ține de tehnologia de vârf, a zilelor noastre, ce vedeți dumneavoastră din experiența voastră pe care o aveți
Ce trebuie făcut cu acești tineri, în speță cei care sunt, se pregătesc să fie, să devină viitori istorici, ca să existe un interes mai aprofundat față de țară, față de tot ce înseamnă națiunea română, față de istorie, da? Pentru că știm foarte bine, și nu vreau să mă ascund după deget, mai degrabă există, acum nu generalizez, dar există un val destul de impresionant de dezinteres și la toate nivelurile, la studenți și în alte domenii, și o superficialitate. Le vedem bine? Da și nu. Adică, să mă contraziceți, vă rog, ca să ne mai liniștim un pic. Putem să găsim în rândul multor studenți cu care mă confrunt la Facultatea de Istorie, la diverse programe, la diverse specializări, și cu studenți care sunt pur și simplu de lăsători. Și am spus, am generalizat, dar știu că există... Și cu studenți care sunt interesați și pasionați. Am constatat de vreo 10 ani și mai bine, din 2007, organizez în cadrul unui curs special pe care îl țin de istoria Revoluției de 1848 din Transilvania, excursii prin Transilvania, în diverse locuri. 2-3 zile în funcție, o zi în funcție de generozitatea sponsorilor, pentru că studenții nu plătesc nimic. Transport, cazare, mese, intrat la muzeu, chiar și o bere, așa, ca să seara să putem să socializăm dacă mai bine. Dacă e vara, dacă și e iarna... Excursii de studiu, foarte bune. Excursii de studiu finanțate de la buget, cum era odată, nu mai sunt. Nu mai există? Nu, deci trebuie să le facem cum putem. Da, nu putem renunța la el. Și atunci am constatat că această formă de activitate didactică, pentru că eu am dat, înainte de a merge în excursie, niște teme de pregătit, am constatat că studenți care până atunci, de obicei le fac la începutul lui mai, când este cald, mergând și pe urmele adunării de la Blaj, după săptămâni bune, au fost studenți care n-au deschis niciodată gura la seminar. Ei acolo, în mediul unui monument sau al unui loc istoric, M-au impresionat cu ce dezinvoltură au vorbit. Am rămas realmente fără cuvinte. Același student pe care îl știați. Pe care încercasem să-l provoc în timpul seminariilor să spună ceva și n-am scos mare lucru de la el. Deci cred că trebuie să regândim în viitor și formele de comunicare didactică cu ei, să mai renunțăm la formele clasice de a ține cursul, prelegerea academică, și să implicăm mult mai mult, poate chiar și în afara anfiteatrului, dacă exact. Se poate. Știți de ce are dreptate, domn profesor? Pentru că, asta o spun cu foarte mare responsabilitate, studenții de azi, dar și elevii de la liceele pe unde ne perindăm ca dascăl, fie la inspecții, fie invitați să ținem conferințe, au o ascuțime a minții excepțională. Problema este de a găsi calea de comunicare mai potrivită. Nu mai un fel putem, de sincronizare. Noi un nu mai fel putem de... comunica și este firesc să fie așa cum comunicau acum 30 de ani dascălii noștri cu noi. Pentru că erau alte lumi, alte vederi, altă mentalitate. Ideea că un dascăl sever poate să-ți dea o notă și la sfârșitul semestrului să facă din 4-9 că ești băiat bun și ai știut să răspunzi, astăzi nu mai există, este ilegal. Pe vremea aceea avea o justificare, să spunem. Elevul a fost slab la început, acum a învățat. Există și nu o libertate. Era o altă libertate. Altă abordare. Plus, discuția de la catedră, un discurs pe care îl ține profesorul 30 de minute și studenții tac și ascultă sau elevii, s-a terminat cu asta. Interactivitate. Deci trebuie să fie interactivitate. Trebuie să-i cointeresăm. Însă pentru asta, profesorul trebuie să aibă un statut. Și școala trebuie să aibă autonomie a ei. Și statutul de profesor trebuie să însemne ceva în societate. În urmă cu 40-50 de ani, cine era inginer, profesor sau medic se bucura de respect și știa să se poarte în comunitate. Astăzi lucrurile au cam decăzut sau devalorizat. Văd că ne sincronizăm foarte bine. Și trebuie să recâștigăm rolul și statutul în societate al intelectualului, în primul rând, și pentru asta trebuie să fim serioși și noi intelectualii, dar și societatea trebuie să ne ofere acea încurajare necesară ca să fim așa. La final de ediție specială revin și spun încă o dată, simt așa o sincronizare între noi, domnule academician, în sensul că ați abordat bine în alt context autonomia universitară. Eu, acum așa spre final, ca să fie una caldă, una rece, cu permisiunea dumneavoastră,
Domnul profesor Bolovan a pomenit la un moment dat în cadrul ediției de astăzi rezoluția de la Alba Iulia, despre care s-a vorbit și se va vorbi foarte mult. Am încercat de la foarte mulți tineri și nu numai etnici maghiari să aflu care sunt problemele. Eu până în ziua de astăzi n-am primit un răspuns precis, elocvent, vis-a-vis de care ar fi problema unui minoritar cu acele puncte din rezoluție. Dar vă întreb, domnilor profesori, dacă vorbim de rezoluție, în ultima perioadă, acum vreo 10 zile, 2 săptămâni, a apărut o altă rezoluție aici la Cluj, semnată de cele 3 partide maghiare din Transilvania, din România, ar fi cunoscute, le cunoașteți și dumneavoastră, vis-a-vis de coordonarea activității acestor partide cu privire la lupta care se duce pentru acele autonomii de diferite tipuri, culturală, teritorială, și toate acestea le discutăm în anul centenarului. Domnule profesor Bolovan, un punct de vedere. Da, știu acest document pe care l-au semnat reprezentanții liderii celor 3 partide ale minorității maghiare din România. Sigur că ei sunt îndreptățiți din punctul lor de vedere să acționeze în sensul refacerii evului mediu, a unui trecut revolut, pentru că nimeni nu-și pune problema că aceste autonomii locale care veneau din evul mediu au fost desfințate de statul maghiar modern în 1876-1877. Cred că nu se prea știe treaba aceasta și ar trebui vorbit cât mai mult despre aceasta. Așa zisă autonomie a scaunelor secuiești, țara secuilor, a Universității Săsești, a scaunelor Săsești, a fost un proces care a ținut de modernizarea statului în secolul al XIX-lea și autoritățile de la Budapesta în 1876-77, repet, prin mai multe măsuri succesive, legea 33 și alte reglementări, au dispus ștergerea acestor forme de organizare autonomă teritorială, ba secuilor, ba a sașilor și a românilor, pentru că românii au obținut la începutul anilor 60, în așa numită epocă neoliberală, dreptul de a-și organiza niște formațiuni administrativ-teritoriale proprii la Făgăraș, la Năsăud, unde au existat districte, unde datorită preponderenței elementului românesc sau aproape a exclusivității etnice într-o anumită zonă, românii au fost cei care au dat întreaga conducere administrativă a celor entități. Și atunci, vă întreb, și atunci? Atunci nu, eu nu înțeleg de ce ei se îndreaptă spre trecut, repet, spre realități care vin din evul mediu, și aici domnul academician este mult mai în măsură să ne spună când s-au constituit aceste autonomii locale, cât de potrivite au fost la 1400 și cât de nepotrivite ar fi acum în secolul 20. Deci la final o pledoarie pentru sau împotriva unor astfel de demersuri. Descentralizarea este una, iar autonomia teritorială sau culturală este cu totul altceva. Societățile moderne s-au dezvoltat tocmai prin distrugerea a ceea ce în evul mediu a funcționat și lumea modernă nu mai funcționa. Și începutul distrugerii acestor autonomii medievale, care însemnau și autarhii, autarhii înseamnă putere locală și izolare față de lume. Și această izolare, un fel de enclavizare, această enclavizare s-a dovedit caducă, fără perspectivă. Și primii care s-au gândit la asta în Transilvania au fost împărații Habsburgi, Iosif al II-lea, Maria Terezia și Iosif al II-lea. Iosif al II-lea și pus-o în practică. El a trebuit să abroge propriile desfințări de autonomie, pentru că așa a fost situația atunci, nobilimea s-a opus. Dar statul austro-ungar mai târziu le-a desfințat complet. Deci vreau să spun că ele s-au dovedit caduce nu din pricină că s-a format România la 918, ci pentru că de mult erau fără rost. Deci sunt două chestii absolut separate. Iar pe de altă parte, ceea ce ați pomenit, rezoluția Marii Adunări Naționale, acolo scrie că fiecare popor, în sens de naționalitate conlocuitoare, se va educa, se va judeca în propria limbă, adică îi se va respecta statutul, îi se va respecta administra la fel. Dați-mi, vă rog, exemplu de o localitate pe teritoriul României în care să existe o proporție
etnico-națională neromânească de 40% și să nu se reflecte ea în Consiliul Local. Eu nu cunosc. Nici eu. Eu nu cunosc niciuna de acest gen. Sau, dacă e vorba de judecată, în zonele unde populația nu stăpânește limba română cum ar trebui, dacă depune mărturie sau vorbește în fața instanței în limba proprie, există un traducător. Domnule profesor, acum o lună, maxim două luni de zile, într-un, hai să-i spun așa între ghilimele, celebru proces care se desfășura la Tribunalul Cluj, exact treaba aceasta deci, s-a întâmplat, i s-a acordat ajutorul printr-un translator celui care depunea. Iertați-mă, educația. Aici nu cred că există model în Europa. Uitați-vă la această universitate, Babeș-Bolyai, unde un student, un viitor student, optează pentru limba de educație. Și în afară de română, maghiară și germană, poate opta și pentru engleză și pentru franceză, acolo unde există secții posibile de înființat, că dacă trei studenți optează pentru o secție, nu poți face... Interesant. Poate deci mai discutăm despre treaba aceasta. Adică vreau să spun că ceea ce scrie în rezoluția aceea nu poate fi respectat la nivel ideal. Eu probabil. Vă spun, de foarte multe ori am, și cred că și domnul profesor Bolovan a fost odată martor într-o astfel de situație, chiar de Ziua Națională a României, când am întrebat un etnic maghiar să-mi pună degetul exact acolo care este. Și n-am prea primit, poate că de acum încolo, până în momentul aniversării centenarului, vom primi un răspuns. Foarte pe scurt, suntem la final, un gând foarte scurt în acest an al centenarului, în care în mod sigur ne vom mai reîntâlni, domnule profesor Bolovan. Eu un îndemn pe care am să-l repet ori de câte ori voi avea ocazia, un îndemn la responsabilitate din partea celor care sunt lideri politici, administrativi, intelectuali, formatori de opinie. Deci responsabilitate și în același timp solidaritate pentru toți cei care suntem cetățeni ai acestei țări, pentru că bunăstarea românilor în acest an al centenarului se reflectă cu siguranță și asupra bunăstării maghiarilor, germanilor, câți au mai rămas, evrei, armeni, sârbi, slovaci, așa mai departe. Domnule academician? Celebrarea acestui centenar al Marii Uniri coincide și cu Sărbătoarea Națională a Românilor, care este 1 decembrie, Sărbătoarea Națională a României. Și aș vrea să le reamintesc tuturor cetățenilor acestui stat că această sărbătoare trebuie să fie demnă și trebuie să respecte niște principii europene. Sunt convins că până la urmă se va ajunge la asta. Iar celor care trăiesc pe acest pământ și sunt cetățeni ai României, chiar dacă nu se pot cu toții bucura de acest centenar, să le reamintesc că au obligația cetățenească să respecte acest centenar, care, repet, ce am spus la început, nu urmărește să jignească pe nimeni decât să ne aducă aminte de o vreme de glorie a unui popor care încă există în Europa. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare, domnule profesor, și dumneavoastră, dragi spectatori. Aceste ultime gânduri ale academicianului Ioan Aurel Pop să încheie ediția noastră specială de astăzi. Toate cele bune, rămâneți alături de Televiziunea Română. La revedere!